Timp de un an de zile au muncit, au participat la concursuri unde au obținut numeroase premii, iar acum a venit timpul pentru răsplata muncilor. Este vorba despre copiii care practică dansul la clubul sportiv Dance Team din Câmpul Lung. Vineri seara, aceștia au participat în aula de festivități a Universității Spiru Haret la o activitate importantă pentru fiecare dintre ei. Pe ritmuri de salsa, samba, bachata, cha-cha, quickstep, vals lent și popular, copiii au încântat audiența de la cei mai mici până la cei mai mari. La final, toți copiii care practică dansul la clubul sportiv Dance Team din Câmpul Lung au primit diplome și medalii pentru activitatea și participarea la competițiile din ultimul an. Următorul proiect al copiilor de la Dance Team este participarea la concursul Original Dance Star, organizat la București la finalul lunii iunie.